În spațiul închis, omul este lipsit de electromagnetismul pământului, de energia aerului, de lumina cerului, de oxigenul naturii. Încercați să ieșiți zilnic în natură, oriunde găsiți un petec de pământ, unde să faceți o împământare de câteva minute, apoi puteți reveni în case. Schimbarea prin care trece acum omul este una de paradigmă, de conștiință, de viziune, iar asta va dura ani de zile. În acest timp în care se fac aceste transmisii de energie, el trebuie să fie conectat la râurile naturii. Fără energia naturii, a pământului, a aerului, ființa sa rămâne ancorată în sistemul vechi de vibrație, în frici, în limitări, în deznădejde. În special dimineața și seara se fac aceste schimburi de energie, acest transfer de informare și de informația transformării, a regenerării. În aceste momente ale zilei, omul nu poate fi captiv între patru pereți, decât dacă nivelul lui de energie este foarte înalt, prin rugăciune și meditație profunde. Însă puțini oameni pot să-și mențină energia înaltă, în afara energiei pământului, a naturii vii. Gabriel Socaciu.